Oh.
Slavi se vedno. O călător porniți spre veșnicie și drumul este parcă tot mai greu. Nu dispera, ci luptă înainte ca să ajungi odată sus în cer. Nu dispera, ca să ajungi odată sus în cer. Drum bun, drum bun, o călător îl porni spre veșnicie. Chiar dacă vântul bate tot mai tare, furtuna se abate în jurul tău, tu nu uita că ajutorul vine de sus din ceruri, de la Dumnezeu. Tu nu uita de sus din ceruri, de la Dumnezeu. Drum bun, drum bun, o călător porni spre veșnicie. Atunci când lacrimi tu mergi pe cale și pâinea ți-o mănâncea desplângând, din cerul veșnicilor sublime te mângâie stăpânul lor și când, din cerul spre veșnicie. Drum
dar păstrează-te curat aici. Cu inima curată oricând și nu uita nici când trecând prin lume. Cu Domnul ai făcut un legământ și nu uita nici când trecând prin lume. Cu Domnul ai devei păstra cu grijă ta credință și vei trăi curat așa ca e. Iisus te va primi la El în slavă și pentru veci vei fi cu El în cer. Iisus te va primi pentru veci vei fi cu El în cer.
Mai adu-ți, adu-ți aminte cât de lacrimi ai vărsat. Cum strigai tu de fierbinte Domnului când te-ai rugat. Alecai la stăruință și-n bărbătai pe frați. Cu iubire, cu credință, că de Domnul toți strigați. Așa cum ai fost altă dată, te luptă să fii tot mereu. În dragostea sa adevărată, în dragostea lui Dumnezeu. Așa cum ai fost altă dată, te luptă să fii tot mereu. În dragostea sa adevărată, în dragostea lui Dumnezeu. Ce plăcută amintire, oare cum de ai cerceta. Fiecare rugăciune aducea descoperit. Nu era amărăciune, nu era împotrivit. Așa cum ai fost altă dată, te luptă să fii tot. Doamne, ce surori și frați, Duhul Sfântă via poveste pentru cei descurajați. Clocotea de foc altarul te cântă și bucurii, căci iubirea e al Domnului copii. Așa cum ai fost altă dată, te luptă să fii tot mereu. În dragostea sa adevărată, în dragostea lui Dumnezeu. Vremuri de înviorare, ca și atunci
totul, Doamne, pentru mine. Ești visul meu cel mai frumos. Mi-am pus încrederea în tine, prietenul meu credincios. Am adunat pe altă cale tezaurul cel mai mare. Toate darurile tale sunt tot ce am eu mai de preț. Ești călăuza mea de viață, cu nimeni nu te-aș mai schimba. Când tu, Iisus, se merge în față, să tăcesc cum aș putea. Mi-ești val luminător în noapte, atunci când naufragiez. De aceea, Domnul meu, în toate, în brațul tău mă credințez. Ce pentru nimic nu le-aș da. Tu saturi sufletul, Iisuse, mereu cu bunătatea ta. Tu mă păzești întotdeauna și îmi lungești viața mea. Călăuza mea de viață, cu nimeni nu te-aș mai schimba. Când tu, Iisus, se merge în față, să rătăcesc cum aș putea. Mi-ești valuminător în noapte, atunci când naufragiez. De aceea, Domnul meu, în toate, în brațul tău mă credințez. El te-am ales din tinerețe, tu ai fost mereu nădejdea mea. Și până în anii bătrâneții, aș vrea să cânt în cinstea ta. E stânca mântuirii mele, la poala sfântă ancorez. Ajută chiar și clipe grele, credința în tine s-o păstrez. Ești călăuza mea de viață, cu nimeni nu te-aș mai schimba. Să rătăcesc cum aș putea. Mi-ești val luminător în noapte,
și Facebook gândesc. Potopul acest blestemat. Haideți împreună să chemăm pe Domnul Iisus. Vino, Iisuse, vino acasă mă ia. Pe lusătul sunt, acum eu doresc țara. Aproape s-a dus.
noi greșim în multe feluri. Zilnic pe amărăciune, zilnic știu, Iisuse, Doamne, știa noastră slăbiciune. Ooh.
slăvește, Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Frumoasă cântare, în armonia notelor muzicale, ne simțim atât de minunat și parcă cerul coboară la noi. Dar totodată ne trezim la realitate că va trebui să plecăm din locul acesta și nu este suficient să rămânem cu extazul cântărilor și cu armonia sunetelor în mintea noastră, ci trebuie ca plecând din locul acesta să plecăm cu un bagaj de cunoștințe care să ne fie de folos în viața noastră de zi cu zi. Dar înainte de a încerca să pătrundem, să înțelegem câteva lucruri din acest pasaj, aș dori să prezint în fața adunării doi tineri care mă bucur pentru ei și doi tineri care au înțeles ceea ce Dumnezeu a spus, că nu este bine ca omul să fie singur. Doi tineri care s-au decis
să își unesc destinele, să pornească pe crearea vieții împreună. Și mai mult decât atât, eu înțeles că biruința pe această crearea vieții este doar atunci când este sub privirea lui Dumnezeu. Și pentru că vor să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu, ei au înțeles că trebuie să facă lucrul acesta după regulile și principiile pe care Dumnezeu le-a stabilit. Adică căsătoria reprezintă pe Hristos și Biserica. Hristos și Biserica sunt puri, sunt sfinți. Deci ei înțeleg că doi tineri, înainte de a se uni în taina căsătoriei și de a intra în această taină a căsătoriei, ei trebuie să trăiască o viață sfântă. Pentru că în fața altarului, ei reprezintă pe Hristos și Biserica. Unirea dintre Hristos și Biserica. Ori aceasta este o unire sfântă. De aceea, ei înțeleg că viața nu trebuie rosită, nu trebuie experimentată. Cu toate că în ziua de astăzi există atâtea șoapte și atâtea îndemnuri spre păcat, spun direct. Dumnezeu n-a spus că, știi, este o căsătorie de probă, dacă te potrivești sau nu te potrivești, nu? Dumnezeu a zis, cine este sfânt, să se sfințească. Mărit să fie Domnul. Și cei care doresc să rămână sub binecuvântarea lui Dumnezeu, se păstrează curați. Pentru că vor binecuvântarea lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Acești tineri mi-au spus că ar dori să-i prezint în fața bisericii, că s-au hotărât. Pentru mine este o bucurie. De aceea vreau să prezint pe Florin și pe Diana. Vă rog să vă ridicați. Vă felicit și doresc ca Domnul să vă binecuvânteze. Poate că îi veți vedea umblând în oraș, poate de mână. Nu știu, poate v-am mai spus. Când m-am căsătorit, înainte de a mă căsători, când am mers prima dată cu Mariana de mână, a doua zi m-au și chemat la comitet să mă întrebe care e situația. Pe vremuri nu era permis să meargă un tânăr cu o tânără de mână. Și este normal. Spune Cartea Proverbelor, Cartea Ecclesiastului, spune că nu stă mii dragoste înainte de vreme. Este o vreme a ei. Nu strâni înainte de vreme. Și ca să nu o strânești, nu trebuie să te apropii de ea. Nu trebuie să treci un prag. Doresc ca Dumnezeu să vă dea putere să vă păstrați curată până în ziua în care veți încheia legământ cu Domnul. Și fie ca Dumnezeu să vă urmărească cu binecuvântarea Lui în tot timpul vieții voastre pe pământ. Să știți de acum încolo că dacă ei umblă împreună, au gânduri serioase și îi purtăm în rugăciune ca Dumnezeu să le dea putere să se păstreze curați. Amin? Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Căsătoria va fi în septembrie, dar până atunci probabil mai discutăm și dorim ca Domnul să-i binecuvânteze și în continuare să rămână un exemplu pentru toți ceilalți. Amin? Amin. Haideți să privim puțin la pasajul care a fost citit și să încercăm să pătrundem câteva înțelesuri, câteva exemple. De multe ori Scriptura vorbește și înaintașii noștri, prin comportamentul lor, care a fost consemnat pe paginile Sfintelor Scripturi, ne lasă nouă un model de urmat. De multe ori învățăm din greșelile unora și spune un proverb românesc, o vorbă românească, spune că omul înțelept învață din pățania altuia, pe când cel neînțelept nu învață nici din propria pățanie. Doamne, ajută-ne să fim oameni înțelepți. Avem nevoie să fim înțelepți ca să nu experimentăm, să nu repetăm istoria greșelilor altora. Uitați-vă, Scriptura spune că ucenicii au mers la Marea Tiberiade. Era o perioadă după Duminica Tomei, cuprinsă între cele 40 de zile până la înălțarea Domnului Hristos, este una din dovezile învierii Domnului Hristos. Așa cum am spus și eu altă ocazie, creștinismul se bazează pe învierea Domnului Hristos. Există sute, zeci mii de dovezi care afirmă că și Domnul Hristos a înviat. Dovezile arheologice arată din vechime, din acea perioadă, din discuția vremii, începând cu Pliniu cel bătrân, Pliniu cel tânăr, consemnează în analele istoriei că acest proroc, acest profet, într-o zi a înviat. Momentul a fost gol. Și spuneam cu altă ocazie, există multe religii care s-au fondat, există mulți fondatori de religii care au format religii și au dat drumul la mari religii în lumea aceasta. Sunt multe religii la care au aderat mulți oameni. Dar toți fondatorii lor se află într-un moment. Pe când cel ce a pus bazele creștinismului, Hristos Domnul, este viu în vecii vecilor. Este pe Domnul. Hristos a înviat. Îmi place atât de mult cuvintele acestea, pentru că sunt cuvinte care aduc o rază de speranță. Spuneam bătrânii noștri, până la înălțare, spuneau, Hristos a înviat. Iar atunci, în perioada înălțării, s-a
s-a schimbat salutul și din Hristos a înviat, spunea, Hristos a înălțat, mărit să fie Domnul. Amin. Și cred că există o încărcătură puternică în cuvintele Hristos a înviat. Există o bucurie care pătrunde inimile noastre și nădejdea speranței noastre ne dă parcă aripi să mergem înainte. Dar există o mai mare bucurie parcă atunci când spui Hristos a înălțat. Știți de ce? Pentru că Sfânta Scriptură spune că s-a înălțat la ceruri de unde a coborât și acum este unde? La dreapta Tatălui mărit să fie Domnul. În glorie. Glorie Lui. El este Cel ce merită toată gloria. Analizează oamenii de știință și s-au uitat și au văzut și n-aș vrea să intru în filozofie acum. Dar concluzia cea mai mare este că în spatele la tot ce se vede există o minte creatoare și o mână care a creat totul. Mărit să fie Domnul. Știința a dat multe explicații despre multe lucruri. Dar nici cum nu poate să dea o explicație cum a apărut materia. Acest răspuns la această întrebare îmi dă Dumnezeu în ziua aceea. Mărit să fie Domnul. Dumnezeu a pus o bază și a pus o limită cunoștințelor. Spune Dumnezeu că în zilele din urmă cunoștința oamenilor va crește. Îi spunea lui Daniel. Noi constatăm lucrurile acestea, ne bucurăm că Scriptura se împlinește, dar ne bucurăm că într-o zi ne vom întâlni cu ea. Este credința noastră. Este nădejdea noastră. Scriptura se împlinește pas cu pas. Și pentru că vrem ca în acea zi să fim alături de El și de cei răscumpărați, de cei ce și-au pus încrederea în El. Vrem în seara aceasta să privim câteva lucruri și să vedem din viața ucenicilor, din experiența lor, câteva lucruri care să le punem în viața noastră practică și care să înțelegem că trebuie să fie în viața noastră dacă vrem să avem parte în ziua aceea de acea bucurie minunată. Un prim lucru, uitați-vă, spune că Simon Petru, zis geamăn din Cana Galilei, la un moment dat, fiind împreună cu ceilalți, vine și spune, eu mă duc la pescuit. Și vreau să spun, am tras concluzia că în această experiență, și probabil că voi încerca să etalez câteva aspecte, câteva cadre din pasajul citit, prin care să înțelegem ceea ce Domnul Hristos a vrut să scoată în evidență. Pentru că un prim factor și un prim fapt care scoate în evidență și vrea să-l scoată Domnul Hristos în această relatare, e faptul că, la un moment dat, Hristos Domnul ne confruntă pe fiecare dintre noi cu realitatea vieții. Trăim o viață reală, dar atât de diferită. Au venit ucenicii și vreau să vă spun că au venit în locul acesta la Marea Galilei, Marea Tiberiadei, și vreau să fac o paranteză, Marea Galilei, Marea Tiberiadei și lacul Genezaret sunt una și aceeași locație. Deci, când se discută despre ele, să știți că este vorba despre acea locație. Nu sunt două mări și un lac. Este o singură mare, dar ea este localizată, spusă în funcție de cei care au fost în zona respectivă și zona în care se află. Fiecare a dat denumirea proprie. Dar este vorba despre aceeași locație. Acum, ucenicii se aflau aici, pe malul acestei mări, știți de ce? Pe când era Domnul Iisus cu ei, la un moment dat le spune și le spune înainte de patima sa că El va pătimi și va învia a treia zi, dar se va întâlni cu ei pe malurile Galilei. Era ceea ce Domnul Hristos le-a spus înainte de a ajunge și de a suferi. Anticipase această întâlnire. Mai mult decât atât, în dimineața învierii, când boldul morții a fost frânt, când Hristos biruitorul s-a ridicat din mormânt, Scriptura spune că îngerii s-au arătat femeilor și le-au spus, spuneți ucenicilor să meargă unde? În Galileea. Și acolo le vom întâlni. Deci ucenicii erau în locul în care trebuia să se întâlnească cu Iisus. Problema e că în viața de zi cu zi, și lucrul acesta se întâmplă și le experimentăm fiecare dintre noi, pendulăm între două lumi. Ucenicii au venit, practic, să se întâlnească cu Hristos Domnul, așa-i? Dar uitați-vă dumneavoastră că ei, în loc să se întâlnească cu Hristos, vine Petru, care din totdeauna a fost mai vorbăreț, din totdeauna el a avut inițiativa, vine și spune, eu mă duc la pescuit. Și alături de el vin și ceilalți. Pentru că există spiritul acela de gloată, spiritul acela care se unește.
Trebuie să fie unul care să aibă inițiativa și ceilalți îl urmează. Așa se întâmplă și de data aceasta. Petru era un lider. Era un lider care atragea spre el. Cei care erau cu ei se uitau la Petru și de regulă îl urmau pe Petru. Nu știu din respect, nu știu cât se impunea Petru, nu știu cum arăta Petru. Dar cred că Petru, eu l-am considerat întotdeauna un lup de mare. Un om din ala în jos, cu fața arsă și brațele arse, de cât a dat la rame și a tras și cât a aruncat mrejele. Și acum uitați-vă din nou, Petru vine și spune, eu mă duc să pescuiesc. Știți ceva? Am constatat și constatați fiecare de dumneavoastră, există momente în viața noastră când ne confruntăm cu anumite situații din care poate nu totdeauna ieșim cum am vrea să ieșim. Sunt momente când parcă vreau să ne lase toți în pace și să își vadă fiecare de drumul lui și să nu ne zică nimic, să facă că nu ne vede. Probabil că atunci când ne reușesc lucrurile, ne-ar place ca cineva să ne bată pe umăr, spună bravo, felicitări. Deci asta este reacția naturii umane. Simțemintele noastre sunt momente când am vrea să fim băgați în seamă, sunt momente când n-am vrea să fim băgați în seamă. De data aceasta, Apostolul Petru, uitați-vă, Petru și ucenicii, vin și spun, noi ne întoarcem la pescuit. Adică ne întoarcem la ceea ce cunoaștem. Ce cunoștea Petru și ucenicii? Cunoșteau să meargă pe mare, cunoșteau timpul când e favorabil să prindă peștele, știau să arunce mrejele, să pună mrejele. Nu, astea erau cunoștința lor. Atunci când Domnul Iisus îi cheamă, când merge și alege pe Andrei, pe Simon, pe Ioan, pe fiul Zebedei, îi ia exact de la munca aceasta, erau pescari. Și vine Domnul Iisus și spune, eu vreau să vă iau de la munca aceasta, să vă dau o altă muncă. Dacă până acum ați pescuit peștii mării acesteia, care erau necesitate și o hrană pentru voi, pentru trupurile voastre, de azi încolo eu vreau să vă schimb destinația, să fac din voi niște pescari de oameni. Să vă dau o valoare mai mare. Și uitați-vă dumneavoastră, Petru și ucenicii se întorc înapoi la vechile obiceiuri. Într-adevăr, cunoșteau lucrurile acestea, le stăpâneau probabil. Cunoșteau când să meargă la pescuit. Dacă era fratele Adi, se reducă aici, îl întreba când se merge la pescuit. Și el sigur vă spunea, când merge peștele mai bine, când trebuie să pui mrejele și când ai șansă să câștigi, să prinzi pește. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Ei mai cunoșteau ceva. În momentul în care s-au întâlnit cu Hristos Domnul, când Hristos i-a ales, Domnul Hristos le-a zis ce este biserica. Băi, am spus lui Petru, tu ești Chifa. Pe tine voi zidi biserica mea. Și vine și mai spune un cuvânt. Și porțile locuinței morților nu vor birui. Măriți să fie Domnul. Amin. Petru știa lucrul acesta. Mai știa pentru că Iisus i-a spus despre împărăția lui Dumnezeu. I-a spus că este o împărăție care nu poate fi descrisă. Este o împărăție în care cuvintele noastre sunt prea sărace. Ca să poată să cuprindă măreția și grandoarea ei. Și că El se va duce să pregătească un loc. Mai știa pentru că Hristos Domnul l-a împuternicit să ducă acest mesaj al speranței tuturor oamenilor. Uitați-vă două lucruri pe care le cunoștea Petru. Cunoștea voia lui Dumnezeu, cunoștea planul Tatălui, dar el se întoarce la vechile obiceiuri. Nu vi se pare că în viața de zi cu zi se întâmplă același lucru și la noi? Pendulăm între două lumi. Când suntem în biserică, suntem sfinți, afișăm o față frumoasă, zâmbim, suntem manierați, politicoși, chiar dacă nu ne place, dar suntem în biserică. Și ieșim afară și ne confruntăm cu problemele de zi cu zi și devenim alți oameni. Hristos Domnul ne spune că noi suntem confruntați cu realitățile vieții. Și în fiecare zi trebuie să luăm o decizie. Care este decizia pe care ai tu? Vedeți, noastră, v-am uitat de multe ori și am apreciat că Domnul Hristos, venind și așteptând acolo pe malul mării, nu a strigat la ei să le spună, măi, oameni buni, ce faceți? Unde mergeți? Care e scopul vostru? De ce ați venit aici? Îi întreabă, aveți ceva de mâncare? Vedeți, dacă Domnul Hristos i-ar fi întrebat, măi, oameni buni, de ce ați venit voi la Marea Galilei? De ce ați venit în locația aceasta? Nu știu care ar fi fost răspunsul lor.
Sunt sigur că au uitat. Pentru că în momentul în care ei au zis că merg la pescuit, au uitat de Hristos Domnul. Au uitat că Hristosul cel înviat li s-a descoperit, li s-a arătat viu, în trup. Au uitat lucrul acesta atât de ușor. Și au plecat la cele firești. Au plecat animați de dorința lor lăuntrică care se luptau cu ei. Vreau, practic, să aibă certitudine pe ceea ce știau ei mai bine să facă. Pe ceea ce simți, pe ceea ce pipăi. Mrejele le simțeau. Vâzile le simțeau. Pe Hristos Domnul nu mai simțea. Ar fi bine să ne punem întrebarea, ori de câte ori în locul acesta. Care este scopul pentru care noi venim aici? Pentru ce ne adunăm în acest locaș care poartă numele de adunarea Sfinților, Biserica lui Hristos? Venim să ne întâlnim cu Hristos Domnul? Este dorința noastră, în inima noastră, dorința aceasta de a veni și de a sta în prezența lui Hristos, de a-i simți prezența, de a-i simți mângâierea, de a-i simți adierea sfântă? Sau venim doar pentru că facem parte dintr-un registru a unei biserici și vrem să ne vadă frații că suntem prezenți? E rușine să spună că e duminică și tu nu vii la biserică. Așa era și pe vremuri. Biserica, istoria, experimenta lucrul acesta. Pe sate, duminica, când era slujbă, biserică, era rușine să stai acasă, nu era slujbă. Când băteam clopot, era cea mare rușine. Din păcate, Scriptura spune că rușinea încet, încet s-a dispărut. Nu mai este. Dispare. Bunul simț dispare. Și când dispar toate acestea, aceste valori care încă mai țineau viața în echilibru, vreau să spun că apare un haos în viața noastră. Apare disperarea, apare acea fugă și frică pentru ziua de mâine. Știți de ce au mers ei pe mare ucenicii? Să prindă pește. Nu? Deci rețineți, în fiecare zi suntem confruntați cu realitatea vieții și trebuie să luăm o decizie. Dar mai mult decât atât, Hristos Domnul vine și în relația aceasta cu ucenicii, din această întâmplare, vrea să arate că pe lângă faptul că lasă să se vadă realitatea vieții, viața noastră pe pergă, El este Cel ce are soluție la eșecurile vieții noastre. A fost un eșec pentru ucenici. Faptul că în loc să-L caute pe Hristos, au căutat lucrurile firești. Ce căutau ei? Repet. Pește. Unde era Iisus? Pe mare. Cum se dea pe mare? Cu foc aprins, pește și pâine. Ce căutau ucenicii? Pești. Nu-i căutau unde trebuie. Pe mine mă face să înțeleg acest tablou, văzând o mare, liniștită, furtunoasă, nu știu cum era, dar văzând o corabie care tot aruncă năvoadele și strânge năvoadele și scoate năvoade goale. Și văd pe mare un stăpânitor, un împărat, care stă cu masa întinsă. Dacă ar fi să alegi, ce ai alege? Haleluia! Iubiții mei, în relația noastră cu Dumnezeu, totdeauna suntem puși în fața unei alegeri. V-am spus și mă repet, în fiecare dimineață de când ne trezim și suntem puși în fața unor alegeri. De ceea ce alegem noi, depinde biruința zilei. Dacă alegi să te scoli și să te închini lui Dumnezeu, să te încredințezi în brațul lui Dumnezeu, vei avea biruință. Dacă nu, s-ar putea să guși eșecul. Uitați-vă, ucenicii, cei ce au fost cu Iisus, cei ce l-au cunoscut într-o oarecare măsură pe Iisus, gustă eșecul. Pentru că ei au văzut undeva un om pe țări, a văzut un foc, dar spune Scriptura că nu știa cine este. Să umbli cu Iisus, să asculți predicile lui Iisus, să vezi semnele și minunile lui Iisus și să ajungi să nu-L cunoști pe Iisus. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Doamne, ai milă de noi! Transmisă în practica zilei de zi cu zi ar însemna să vii la adunare la toate slujbele, dar să vii degeaba, că tu nu-L cunoști pe Iisus. Există o întâmplare când tot după înviere, când doi ucenici mergeau spre Emaus. Și Domnul Hristos vine și merge alături de el. Dar acolo apostolul, evanghelistul, consemnează și spune că ochii lor
le-au fost închiși să nu-L cunoască. Deci atunci când Domnul Hristos se apropie de cei doi, ochii acestora au fost închiși ca ei să nu-L cunoască. Dar de data aceasta lucrurile nu se întâmplă așa. Ioan nu a uitat să scrie aici că ucenicii au privit spre țări și au văzut un om și nu l-au cunoscut pentru că ochii lor au fost închiși. Nu! Nici de cum! Ioan a scris influențat de Duhul Sfânt ceea ce trebuia să scrie. Poți să ai o experiență cu Dumnezeu, poți să ai o părtășie la un moment dat cu Dumnezeu și tu să nu-L cunoști. Aceasta este trist, dragul meu. Ne uităm și vedem și putem deduce de aici câteva comportamente și câteva lucruri pe care Dumnezeu le scoate în evidență pentru noi astăzi ca să ne întărească și să ne îmbărbăteze. Iisus este soluția eșecurilor tale. I-a întrebat pe ucenici ce aveți ceva de mâncare, a prins pește și i-au zis dezamăgiți, nu Doamne, toată noaptea am trudit. Au mai trudit ei odată. Vă aduceți aminte? Și a venit Domnul Hristos și le-a spus, era Domnul Hristos cu el și a spus, aruncați mrejele. Și au scos mrejele și au dat pește, au prins în corabia se scufunda. A fost momentul în care Petru, atins de Duhul lui Dumnezeu, vine și se aruncă la picioarele lui Hristos, Domnul, și ce spune? Doamne, pleacă de la mine, că sunt un păcătos. Petru se credea un om bun, care cunoaște marea, care cunoaște totul, cum sunt mulți și astăzi, care cred că cunosc totul. Ce folos să cunoști totul, dacă nu-L cunoști pe Hristos, Domnul, și puterea învierii Lui, mărit să fie Domnul. A cunoaște tot din lumea aceasta, fără să-L cunoști pe El, înseamnă nimic. Nimic. Mai mult face să-L cunoști pe Hristos. Pentru că atunci când îl cunoști pe Hristos, El este Cel ce satură sufletul tău. El este Cel ce poartă de grijă nevoilor tale. Pentru că El are soluție la toate problemele vieții tale. Uitați-vă dumneavoastră și de data aceasta, Domnul Hristos vine să repare eșecul lor. Pentru că Hristos Domnul poate să repare eșecul vieții tale. Indiferent de ce plan. Poate ai falimentat din punct de vedere familiar. E trist. Dar Hristos Domnul poate să rezolve problema eșecului tău. Amin. Poate ai falimentat din punct de vedere financiar. Nici o problemă. Dumnezeu spune pământul și tot ce este pe el este al meu. Amintiți-vă că odată din țara robiei, cei ce au fost robi și-au plâns, frământând lutul și făcând cărămiți pentru faraon. Într-o zi au ieșit încărcați cu bogății. De ce? Pentru că Dumnezeu este în control. Măriți să fie numele. Amin. Poate Dumnezeu să poarte de grijă? Amin. Gloria lui Dumnezeu. Amin. Cine își pune încrederea în Dumnezeu, spune cuvântul, nu va fi dat de rușine. Măriți să fie Domnul. Amin. În seara aceasta, Hristos Domnul le dă o lecție că El are rezolvare pentru eșecul vieții fiecăruia. În seara aceea avea o rezolvare, dimineața aceea, avea o rezolvare pentru eșecul muncii lor. O noapte întreagă au trudit și nimic n-au prins. Și le spune Hristos Domnul, aruncați mreaja în partea dreaptă. Și au aruncat mreaja în partea dreaptă și spune că au scos-o plină de pești. Mă uit și pentru mine partea dreaptă are o însemnătate aparte. Nu știu pentru dumneavoastră ce însemnătate are. Dar eu și însemnătatea pe care mă influențează și mă atrage spre partea dreaptă, este dorința mea ca în acea zi să fiu alături de Hristos la dreapta Tatălui. Mărit să fie Domnul. Vreau să vă spun, există multe afirmații în Sfânta Scriptură despre puterea dreptei lui Dumnezeu. Există multe afirmații care scot în evidență faptul că dreapta este cumva prioritară și are ceva în plus. Mi-aduc aminte, Genesa 48, dacă mă înșel, e descris acea întâmplare când Iosif vine cu copiii lui la Iacob, la tatăl său, ca să-i binecuvinteze. Și vine cu Manase și cu Efraim și aduce pe amândoi și aduce, Iacob era bătrân, vederea slăbise, și vine Iosif cu ei, cu copiii lui, în fața tatălui său, să ceară binecuvântarea și îi aduce așa cum considera Iosif. Manase era cel mai mare, Efraim era cel mai mic și aduce în fața tatălui. În așa fel încât Iacob să-și pună mâna peste ei
și mâna dreaptă să fie pusă peste cel mai mare, cele mari avea întâietate. Avea dreptul inclus. Era primul născut. Totdeauna primul născut era favorizat. Avea alte drepturi. Și curios lucru că de data aceasta Iacov, în loc să întindă mâna așa cum se aștepta Iosif, spune cuvântul că Iacov își încrucișează mâinile și pune dreapta pe capul lui Efraim și stânga pe capul lui Manase. Și Iosif parcă vrea să-l îndrepte, să-i spună, tată, știi, nu așa, Manase este cel mai mare. La care Iacov îi răspunde, știu, fiule, dar Dumnezeu a hotărât așa ca Efraim să fie binecuvântat. Și Manase va fi mare. Dar Efraim va fi mai mare ca Manase. Măriți să fie Domnul. Amin. De ce? Pentru că ceea ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Glorie lui Dumnezeu. Uitați-vă de asta, în momentul în care scot peștii, eu sara complicată, trec fugitiv, pentru că vreau totuși să învățăm ceva. Transpus la zilele noastre. Ne-a făcut cântarea lui Cătii, că Domnul să te încânteze. Dacă ați înțeles cuvintele ei. Pentru când aude că vine ucenicul iubit de Iisus și spune, este Domnul. Curios lucru, în traducerea din greacă, cuvântul care este scris aici tradus, este Domnul, este cuvântul curios, care nu înseamnă curiozitate, ci înseamnă Domn absolut, stăpân absolut, mărit să fie Domnul. Amin. Și ucenicul iubit de Domnul, privind spre mal, ochii se deschid și îl văd și îl recunosc. Nu știu, îl recunosc, îl recunoaște de la distanță, s-a mai luminat de ziua, sau evenimentul în sine le-a trezit glasul conștiinței. Pentru că dați-mi voie să vă spun, de multe ori nu vedem cu ochii ceea ce trebuie să vedem. Și trebuie ca Dumnezeu să atingă mintea noastră ca să putem vedea. Doamne, atinge mințile de lucrul acesta. Amin. În momentul în care spune că este Domnul, Petru face un lucru care pentru mine rămâne un model, pentru mine unul rămâne, aș putea spune, chiar un etalon, dacă vreți. Știți ce face Petru? Ce știe? Se ridică, se îmbracă, se încinge și se aruncă în apă. Vă spune ceva lucrurile acestea? Nu știu ce vă spune dumneavoastră, dar să vă spun ce spun mie lucrurile acestea. Când Petru a auzit că ce este Domnul, probabil stătea în corabie alături de ceilalți într-o îmbrăcăminte mai sumară, în costum de baie sau cum era, nu știu cum era. Era în anturajul corabiei respective. Când a auzit că este Domnul, s-a sculat, s-a îmbrăcat, s-a încins și s-a dus în apă. Pentru că atunci când ești în prezența Domnului, nu poți să fii oricum. Petru umtează seriozitatea cu care te prezinți înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să vii cum te taie capul înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să vii cum vrei înaintea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să spun, trăim într-o lume care arată razna. Eu cred că pantalonii au fost făcuți ca să-mi acopere goliciunea. Când eram copil și mi se rupeau pantalonii, sau îi rupeam din neglijență, că alergam prin toți copacii, bunica, ca să mă scutească de repercusiunile și premiile care le luam, încosea pantalonașii, în așa fel încât să nu se vadă. Era rușine să mergi cu pantalonii rupți. Uitați că vremurile s-au schimbat. Astăzi, plănuim sărăcie. Umblau cu haine rupte oameni care nu aveau bani. Oameni care nu aveau posibilități. Și astăzi avem toate posibilitățile. Dar umblăm rupți. Fie cum. N-aș vrea să vă zburați pe mine. Dar aș vrea să priviți la Petru și să-l luați ca un model, ca un etalon, omul care tratează cu seriozitate prezența lui în prezența Domnului Hristos. În prezența lui Mântuitorului. Nu poți să vii oricum în prezența Mântuitorului. Nu poți să vii cu pantalonii rupți, nu poți să vii cu tricouri inscripționate, cu tot felul de reclame. Cui vrei să faci reclamă? Dacă facem reclamă cuiva, facem împărăției lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Orice altă reclamă n-are loc în Biserica lui Hristos. Pentru că Dumnezeu spune, sunt un Dumnezeu gelos. Și slava mea, nu o dau nimănui, nu o împar cu nimeni. Păzește-ți piciorul străine. Când vii unde? De ce? Păi vin înaintea Dumnezeului celui viu. Vin înaintea lui Dumnezeu care a spus că eu voi fi cu voi și când mă veți chema, eu voi fi în mijlocul vostru. Dacă conștientizezi că ești în fața lui Dumnezeu,
vii îmbrăcat ca atare. Nu trebuie să spun eu ca poate că n-ai ce căuta cu fusta scurtă. Sau ca părinte, care trebuie să înveți lucrurile astea, să știi că bărbații se excită prin privire, prin vedere. Ori dacă tu îmi îmbrăcați umar, dacă tu îmi permiți și îți permiți la copii când există atât de multe lucruri rele și atât pedofili care stau cu ochii ațintiți, vrei copilul tău să fie ținta unui pedofil? Vrei copilul tău să fie ținta unor derbedei? Învață-l să umble îmbrăcat cuvincios. Amin. Să n-atragă privirile, să nu stârnească poftele animalice. Ci să vină așa cum se cuvine unui copil al lui Dumnezeu. În smerenie, în curăție, așteptând binecuvântarea lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. Pe lângă faptul că Petru mi-arată că înaintea lui Hristos și înaintea Domnului trebuie să vin cu seriozitate, îmi mai arată ceva. Spune că Petru s-a aruncat în apă. Aduceți-vă aminte, puțin în urmă mergem, derulăm istoria evenimentelor. Într-o zi ucenicii pe mare și văd la un moment dat o fantomă. S-au speriat. Și tot ucenicul a zis, este Domnul. Și Petru a zis, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine. Și a început Petru să calce pe ape, să meargă spre Hristos Domnul. Uitați-vă că de data aceasta lucrurile se schimbă. Petru a înțeles că trebuie seriozitate și trebuie în relația lui, trebuie râvnă pentru Domnul ca să vadă concret. Trebuie să relaționeze în mod corect față de Dumnezeu. Spune că n-a mai spus, Doamne, știu dacă ești Tu, vreau să vin pe apă la Tine. S-a aruncat în apă și a notat până la mare. Lucrul acesta mă face să înțeleg că Petru a fost responsabil. Și noi suntem responsabili ceea ce facem în relația noastră cu Hristos Domnul. Bineînțeles că noi am vrea, de multe ori, cunoscându-L pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să intervină în viața noastră, să ne dea biruință. Avem un examen în față, dar noi nu ne-am pregătit pentru examen. Noi n-am citit, noi n-am învățat, dar venim și spunem, Doamne, Te rog, ajută-mă să iau examenul acesta, că Tu poți. Tu ești Dumnezeu. Apelăm la autoputernicia lui Dumnezeu. Și am vrea ca Dumnezeu să facă minuni în dreptul nostru, că noi suntem niște leneși. Și să facă Dumnezeu o minune și gata, am trecut și am luat examenul. Petru ne arată prin exemplul lui responsabilitate. În relația cu Dumnezeu trebuie seriozitate și trebuie responsabilitate. Măriți să fie Domnul. Și aș dori ca Dumnezeu să ne facă să înțelegem lucrul acesta. Pentru că uitați-vă noastră și voi încheia cu aceasta. Ceea ce căutau acești oameni, căutau poate hrana cea de toate zilele, se afla la Hristos. Și se afla în abundență. Nu era numai pește, ci era și pâine, era și peștele prăjit. Pentru că Dumnezeu știe ce ai nevoie. Versetul din Matei 6, spune acolo cu 39, atât de frumos. Și aș vrea să fie un verset care să rămână amprentat pe inima dumneavoastră și pe mintea dumneavoastră. Spune cuvântul Domnului, căutați mai întâi de toate împărăția lui Dumnezeu. Hai să zicem corect. Căutați mai întâi de toate împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Noi sărim repede de la împărăția lui Dumnezeu la toate celelalte, nu, fraților? Există o ordine. Dumnezeu e Sfânt. Dumnezeu trebuia neprihănit. Trebuia curat. Ca să beneficiezi de abundența bogăției sale și a harului său, trebuie să vină înaintea lui Dumnezeu într-un mod pe care Dumnezeu l-a stabilit în curăție. Doamne, ajută-ne aceasta. Dumnezeu are rezolvarea tuturor problemelor noastre. Vreau să spun, responsabilitate înseamnă când îmi aloc un loc de muncă, ce loc de muncă mi-aleg? Există un loc de muncă care îmi permite să mă închin lui Dumnezeu, să-i dau lui Dumnezeu ceea ce a lui Dumnezeu sau nu? E un loc de muncă care îmi afectează viața spirituală sau nu? Dragii mei, responsabilitate înseamnă tot ce fac, fac privind spre Hristos. Mare să fie Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta. Mai mult decât atât, pe lângă faptul că Domnul Hristos ne pune în față și ne confruntă cu realitățile vieții, pe lângă faptul că El are rezolvarea eșecurilor din viața noastră, sunt multe, încă multe altele, El cere din rodul muncii noastre, dragii mei. După ce au venit ucenicii la masă, spune Sfânta Scriptură că Domnul Hristos a spus, aduceți din veștii pe care i-a scris voi.
Da? Deci nu le dă direct să mănânce mâncarea care au pregătit-o și asta. Spune, aduceți și de la voi, ca să fie bucuria mai mare. Pilda polilor, pilda talanților, exprimă exact lucrul acesta, dragii mei. Într-o zi, rodul nostru va trebui să apară înaintea Dumnezeului nostru. Cu ce roade mergem înaintea cerului? Care sunt roadele noastre? Sunt roade care ne aduc cinste? Sau sunt roade care ne vor face să ne plecăm în capul de rușine? Pe lângă toate acestea, Hristos Domnul cheamă ucenicii la părtășie. Spune, veniți de prânziți. Și vreau să spun, cred că aceasta este valența bisericii și rolul bisericii. Să ne strângă, să ne unească într-o părtășie sfântă. De aceea ne numim frați și surori. Pentru că lucrul acesta are venirea să ne apropie. Nu ne numim Domn și Doamne. Cu toate că de multe ori ne comportăm ca niște Domn și Doamne. Dar Hristos Domnul ne-a chemat la frățietate. Ne-a chemat la unitate. Ne-a chemat la părtășie. Pentru că învățând să trăim părtășia aici pe pământ, vom trăi o dată împărtășie în împărăția Lui. Măriți să fie Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Haideți să ridicați în picioare, să încheiem slujba.